Funcția de președinte de onoare al Partidului Social Democrat ar urma să fie suprimată. S-a vorbit de asemenea despre marele absent de la evenimentul PSD-ului de acum câteva zile, Ion Inghescu. N-am auzit discuții, au fost tot felul de zvonuri, dar eu nu cred, niciodată nu s-a pus pe tapet, dacă vreți, o discuție în mod clar așa ceva, niciodată, pentru că domnia sa are locul, acela este, cum să vă spun, președinte de onoare, e normal să existe, e o funcție onorifică, e o funcție care există și la alte partide politice, nu? Și iar domnul Iliescu, nimeni cred că nu poate să-i reproșeze nimic, este fondatorul acestui partid, și se bucură de respectul tuturor celor 600.000 de membri ai Partidului Social Democrat. Eu de fiecare dată, cum să vă spun, chiar am colaborat foarte bine, că atunci când mă ocupam de diaspora, am făcut două lansări de carte pentru domnul Ion Iliescu, cu domnia sa, a venit cu mine în mijlocul comunității, chiar la sediul primăriei din Viena. Ne-a găzduit chiar domnul primar al Vienei, ne-a găzduit acea lansare de carte și împreună cu cei de la PSD Austria am organizat acolo o lansare pentru comunitatea românească extraordinar de bine primită și la Roma la fel. Și chiar o să vă arăt și câteva imagini cu niște politicieni celebri, prieteni de-ai domnului Iliescu din guvernele din Italia, care au venit la acea întâlnire și chiar am fost profund impresionat și eu și românii care au participat de discursul și iată de, până la urmă, de cunoștințele pe care Ion Iliescu și de faptul că se bucură încă de simpatia românilor, să știți, chiar din străinătate. Deci este, poate pentru unii e un lucru de neînțeles, dar eu vă spun că am trăit acele momente alături de domnia sa în acele întâlniri.